Bună, dragii mei, și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi este luni, nu mai este bună dimineața, nu mai am început vlogul așa cum v-am obișnuit până acum dis de dimineață, pentru că aseară mi-a fost foarte rău. Nu știu de la ce, probabil am mâncat ceva ce nu mi-a prit, dar am avut o durere de stomac groaznică și nici nu am știut ce să iau, pentru că, na, fiind însărcinată, nu am voie să iau orice. Mi-am făcut un ceai, asta la 5 dimineața mi-am făcut ceaiul, n-am reușit să dorm mai deloc și pe lângă asta, ieri trebuia să intre un vlog la voi, duminică, dar nu mi-a mers programul, n-a reușit să se exporte, nu știu ce Dumnezeu are, nici în momentul de față nu s-a exportat. Oricum o să ajungă înaintea acestuia la voi. Dar da, au fost toate așa un pic întoarse pe dos. Când am văzut că începe să mă doară stomacul, mi-am curățat un mango și mi-am tăiat o pară și am mâncat un mango și o pară. M-a mai lăsat durerea. Dar când m-am pus în pat să dorm, a început iarăși groaznic. Deci n-am avut niciodată o durere așa de stomac până acum, toată viața mea. N-am știut ce înseamnă durerile de stomac. Dar da, acum sunt bine, trec, toate trec. Ideea e că eu când m-am trezit să-mi fac ceaiul, atunci s-a trezit și bebelina și când m-am pus eu înapoi în pat, a început ea. Și da... asta am vrut să vă zic. Sper să intre vlogul dinainte mult mai repede, să vă puteți bucura de el. Astăzi fiind luni, e ora 12, cam așa, 12 către 1. Al meu e liber și vrem să mergem și noi la un târg de Crăciun. Mai pe seară o să mergem la un restaurant. O să mergem la restaurantul la care am lucrat eu 2 ani de zile. N-am mai fost de mult și ne e dor. E un fel de bufet și găsești de toate. Și da, cam atât. Am fost și eu curs afară, pe la 10 fără ceva l-am scos și pe el, cam târziu astăzi, dar ținând cont că am adormit, cred că pe la 6 azi dimineață, m-am trezit la 10 și primul lucru pe care l-am făcut, am ieșit cu el afară. Nici cafea nu mi-am făcut pentru că n-am simțit nevoia, pur și simplu mi-am mi-am făcut niște fulgi de porumb așa cu iaurt și miere. Nici cuvintele parcă nu le-am astăzi, dar trebuie să revin, că nu mă mai simt așa de rău, mi-a trecut durerea și trebuie să fie bine. Și da, am mâncat, l-aștept pe al meu să ajungă acasă. Iubita mea, încă de dimineață aici, așa în coaste, în partea dreaptă. Din câte am înțeles, e cu fundulețul aici. Dar, da. Atâtica tot, oricum o să vă iau cu mine, dăm drumul la un nou vlog și o să vedem ce ne rezervă ziua de astăzi. Vă pupăcesc tare, tare și ne vedem mai încolo. Am zis până vine al meu să desfac pachetele astea cu voi. Am dat ieri o comandă la Amazon. I-am mai luat... I-am mai luat ursului conserve și au venit toate dezmembrate. Așa vi le-am mai arătat noi pe acestea. Cel puțin în ultima perioadă am văzut că acestea îi plac cel mai mult. Acestea sunt. Sunt și cu pui, și cu vită, și cu... curcan și cu mix de legume. Așa. Și am mai comandat că am găsit la reducere. Încă mai era reducerea de Black Friday. Acum să văd. Nu mai țin minte exact cât sunt de măricele. Dar am luat sunt mici. Am găsit că sunt mai mari. Am luat 3 din acestea de Lenor. Eram curioasă de mirosul lor. Da, sunt mititele. Am luat așa. Unul. Summer Breeze. Cu miros de vară, cumva.
Vai, da, curs pe aici, pe lângă capac. Așa, albastru. Mă așteptam să fie mai mari. Uite, chiar eu am problema asta tot timpul când comand ceva. Uit să mă uit la gramaj și zici că duce cu capul. Și așa, Pink Blossom cu roz. O să mă duc imediat să zice că sunt pentru 33 de spălări. Mă duc imediat să aduc o tură de haine. Să bag la spălat și da. Atât. Am vrut să desfac comanda cu voi. Aștept să ajungă și al meu acasă și o să plecăm și noi. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you're looking like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair, girl, when you're looking like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Damn, girl, I need you. How many times do I want you? Cause we could be so complete. Baby, I'll let it want anyone. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire. Don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. Just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's
such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year. Drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas, outside snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Am ajuns și noi acasă. A fost o zi tare lungă, dar tare frumoasă. Mă simt foarte obosită. Am obosit-o și pe Bebelina azi. M-am pus aici lângă iubitul meu. De fapt, el a venit lângă mine. I-a fost și lui dor de noi, că am fost destul de multe ore plecați de acasă. Nu a fost în planul nostru să intrăm pe la Ikea. Dar al meu știa că îmi doresc de mult să merg și tot n-am avut când să mergem, n-a fost o prioritate și am tot amânat și am intrat astăzi și până la Ikea, dar o să vă arăt mâine ce am cumpărat de acolo, că nu mai am energie să mă ridic de aici, aici pe canapea o să stau vreo oră. O să vreau să editez, nici acum n-am reușit să export acel vlog. Dar până la urmă sigur o să reușesc. Apoi o să mergem și noi cursul afară. Și da, vedem. Nu cred că o să mai facem cine știe ce. Acum este ora aproape 7. Și da, am fost și la restaurant, am mâncat, am sărbătorit astăzi pe 5 noi Moș Nicolae, că al meu a fost liber și
Am petrecut timp împreună de calitate și chiar a fost o zi superbă. Așa că da, vă las aici și cu voi o să mă aud cel mai probabil mâine. Vă pupăcesc tare! Bună dimineața! Bine ați revenit la noi pe canal și bine ați revenit în casa noastră! Astăzi este Moș Nicolae! Mami, să nu... Au! Da, astăzi este 6 decembrie, este marți și la noi a venit moșul cu altele, dar o să vă povestesc după. Adică n-a venit încă, e pe drum. Mi-am amintit acu de dimineață că ieri trebuia să merg la moașă, nu la moașă, la doctorul de familie după pastilele pe care, suplimentele pe care mi le-a recomandat moașa. Pentru că se pare că am ieșit la anemie pozitiv și da, am uitat complet ieri, așa că o să mă duc astăzi. Voi cum sunteți? Sper că sunteți bine, că v-a adus moșul tot ce v-ați dorit. Eu mi-am dorit foarte mult și nu prea am avut baftă, că am mai încercat o dată să comand, mi-am anulat comanda, m-am enervat, nu l-am mai comandat. Mi-am dorit tare mult un scaun din acela... nursering, din acela de teleagăn, așa. Și da, scaunul acela o să mi-l aducă moșul. Al meu și-a dorit foarte mult un nou scaun pentru biroul lui și asta o să-i aducă și lui. Așa că cadourile noastre sunt pe drum. M-am odihnit destul de bine azi noapte față de ieri noapte, când mi-a fost foarte, foarte rău, că v-am zis ieri dimineață. Cred că și oboseala de peste zi, pentru că ieri ne-am cam obosit. A fost o zi plină, dar da. Așa. Haideți să vă arăt cu cine am întors ieri de la Ikea. Nu am luat foarte multe lucruri, dar am luat exact ceea ce aveam nevoie. O să încep cu chestia aceasta care nu e din Ikea. Am luat-o de la Târgul de Crăciun. De fapt, al meu a vrut-o. Scrie aici Cane Corso. Cane Corso e rasa ursulețului nostru. Și a luat al meu așa un câine. E în formă de Cane Corso. Seamănă, mami, cu tine? Haide să vedem dacă seamănă cu tine. Haide să vedem. Stă și să uite la mine. Și scrie aici Cane Corso și este făcut din... E ca un fel de Lego. Se poate strica și se face la loc, la al meu. I s-a părut foarte interesant. Este frumos. Eu nu l-aș fi luat. Dar, da, este frumos. Așa. Punem aici în cutie. Cum am zis, pe acesta l-am luat din Târgul de Crăciun. Foarte frumos. A fost și la târg. Atâta tot că... foarte frig. Dar, da. Are... avem și aici... o făicică. Oricum aveau toate rasele de câini, aveau o grămadă de modele și pisici și porumbei și de toate. Apoi am luat așa un set de 6 pahare, sunt foarte frumoase. Îmi plac aici așa jos, că sunt așa drepte cumva. Foarte frumoase sunt, dar cam subțirele, trebuie să avem grijă cu ele, mai ales la spălat, că se pot ciobi imediat. Așa, un set de 6. Cred că a fost 2 lire bucata. Cred că 2 lire bucata, nu mai țin minte. Mi-am luat că nu aveam în casă nu mai știu cum îi zice. Pâlnie. De fapt, la noi în zona așa îi zice pâlnie. Așa. Am stat puțin să mă gândesc, să știți. Am tot văzut, am văzut la fete pe YouTube, tot așa, cred că Lanca Mădălina am văzut. Că ea are în continuare aceste boluri din Ikea și mi-a zis că sunt, a zis pe vlog că sunt foarte rezistente și că le are de mult timp și că le-a tot folosit și m-a convins. Așa că le-am văzut și am luat și eu. Eu am luat așa în variantă mai micuță. Am luat 2, sunt foarte frumoase. Și știu că a fost, cred că 10 lire bucata. Cred că da.
Made in China. Oricum, eu nu am mașină de spălat, așa că de spălat vase, deci oricum o să le spăl normal, așa că sigur nu afectează cu absolut nimic. Sunt foarte, foarte drăguțe pentru salate, pentru fructe, cereale, nu știu, mă gândesc că poți pune în ele absolut de toate. Am mai luat această olicică, e așa, eu am vrut-o pentru că nu am nimic de genul în casă. V-am zis, nici nu le-am mai desfăcut aseară, că am fost ruptă. Așa, opa, 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 are și capac. Și m-am gândit că e foarte bună pentru, nu știu, poți face paste, sosuri, pentru mâncare așa, mai mâncare scăzută. N-am o olicică de genul și mi-a plăcut. Opa, așa. Apoi mi-am luat un tel din ăsta. Pentru că al meu săracu e, îl încă mai rezistă, dar arată horror. Am mai luat așa două linguri de lemn. Cred că a fost 1,50 lire bucata. Ale mele s-au făcut urâte și am vreo două pe care vreau să le arunc. Da, mami! Sufletul meu, cum stă el aici și se uită la mine. Uitați aici așa. Am ajutor! Nu, mami? Te iubesc! Da, eu m-am pus aici în decorul meu frumos de Crăciun. Da, o să vreau să arunc două dintre lingurile acelea care s-au făcut foarte urâte și am luat altele noi. Și ultimul lucru, o tigaie! Pentru că niciodată nu sunt suficiente tigăi. Este cam greuță și ne-am gândit noi că ar fi bună. Așa că o să încerc să vedem. Dar da, acestea sunt cumpărăturile noastre de la IKEA. Și acum vreau să mă duc cursul în parc. Este cam 9:30 ceasul. Încă de dimineață m-am trezit și m-am trezit tare înfrigurată. Mi-am luat acest ursuleț pe mine. Pentru că mi-era tare, tare frig. Anul ăsta nu l-am purtat deloc. Dar am ieșit numai până la ușă când a plecat al meu la muncă și când am dat de frigul de afară, Doamne, am închis într-o secundă ușa, e foarte frig, dar trebuie să mergem afară și noi. Am mâncat și eu niște cereale și da, cel mai probabil o să închei cel mai probabil o să închei acest vlog aici. Vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. Nu uitați să ne dați un like dacă v-a plăcut, să vă abonați canalului. Iar noi ne revedem în vlogul următor. Vă pupăcesc tare tare și vă doresc o zi minunată și sper din suflet că a venit Moș Nicolae la voi și că ați fost tare cu minței. Vă pupăcesc tare!